zi, numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o putem, ce-i bun să le arătăm. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi. Permiteți-mă în primul rând să vă prezint invitații care ne onorează astăzi cu prezența din partea administrației publice locale, domnul primar Gheorghe Ile, domnul viceprimar Cristian Merișanu, din Consiliul Local domnul consilier Pompiliu Barbu și domnul consilier Dan Petulescu. În primul rând îi dau voie colegei mele să citească mesajul doamnei inspector general școlar Maria Ștefănie, care nu este alături de noi fizic, dar este spiritual. Te rog, Aurora. Bună dimineața și bine ați venit la școală. Așadar, dau citire cuvântului doamnei inspector general Maria Ștefănie. Onorați invitați, stimați profesori, stimați părinți și dragi elevi, an de an, la început de toamnă, ne aflăm cu toții plini de emoții și speranță la un moment al bilanțului și al perspectivelor. Reflectăm cu obiectivitate la anul școlar care tocmai s-a încheiat și ne mândrim cu realizările elevilor și dascălilor noștri. Rezultatele obținute de elevii hunedoreni la examene, olimpiade și concursuri școlare
ne îndreptățesc să recunoaștem calitatea actului educațional și ne dorim ca județul Hunedoara să ocupe un loc fruntaș în ierarhia națională în anul școlar 2016-2017. De aceea, ne adresăm în primul rând vouă, dragi elevi, deoarece voi sunteți rațiunea de a fi a oricărei școli. Educația nu înseamnă doar acumulare de cunoștințe, priceperi de prinde, ci și formare de caractere. Vă pregătiți nu doar pentru examene, ci vă pregătiți mai ales pentru viață, pentru a face față provocărilor pe care societatea de azi le pune în fața noastră. Aveți alături dascăl devotați, care au înțeles sensul nobil al misiunii educative. Aceștia vă vor ajuta să descoperiți răspunsuri la întrebările vieții, așa cum Galileo Galilei afirma în urmă cu câteva secole: nu poți să înveți ceva pe cineva, poți doar să-l ajuți să găsească răspunsul în el însuși. Succesul actului educațional depinde în mare măsură de sprijinul familiei și ne adresăm părinților cu invitația de a se implica activ în formarea copiilor, parteneriatul fiind un principiu de bază al educației contemporane. De asemenea, ne exprimăm recunoștința și față de ceilalți parteneri educaționali, autorități locale, poliție, jandarmerie, biserică, ONG-uri, instituții culturale și mass media, care au înțeles că cea mai importantă investiție a unei țări este în educarea tinerei generații și contăm pe sprijinul acestora pentru a asigura eficiență maximă a acțiunii educative. În încheiere, vă dorim un an școlar plin de realizări și satisfacții, cât mai puține întrebări fără răspuns și multe proiecte încununate de succes. Inspector Școlar General Maria Ștefănia. Rog acum pe domnul primar, care ca în fiecare an școlar și la festivitatea de închiderea cursurilor a fost mereu alături de noi. Vă rog, domnul primar. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor profesori, educatori, învățători, stimați părinți, dragi elevi. Vacanța a trecut foarte repede, parcă alaltă ieri eram aici și distribuiam premiile celor care au învățat foarte bine. Parcă ieri ați plecat din școală, unii spre liceu, alții au început să vină în școală. Și sigur, cei mai mici stare curioși să vadă când intră în clasă, zice, clasa întâi a băncii de lemn. Ar fi dorit să fie ca la tren, probabil. Da, asta e școala. În școală nu venim să facem parada modei și nici alte lucruri, ci venim să învățăm. Indiferent cine sunt părinții, copiii trebuie să respecte regula din școală. Școală nu se face altfel dacă lăsăm să facă fiecare ce vrea. Împreună cu doamna director am fost în străinătate la câteva școli să vedem și noi cum se desfășoară o activitate într-o școală din Austria, din Ungaria, din Polonia. Să știți că nu trebuie să se supere nimeni, dar peste tot, inclusiv la licee, se identifică elevii după ținuta școlară. Să nu-i zicem uniformă, că parcă are o repulsie toată lumea la uniformă. Dar e o ținută, fiecare școală are ținuta ei. Și așa se poate identifica foarte repede și elevul de unde este, de la ce școală este, și se vede de acolo foarte repede dacă într-adevăr se ocupă cineva de ei, de educația celor copii. Întotdeauna noi am dat o atenție deosebită pregătirii elevilor, dar și a profesorilor. În mod deosebit ne-am ocupat de dotarea școlii. Aveți cele mai bune școli, cele mai dotate, cu aparatură de ultimă generație.
Să știți că nu toate școlile, și dacă chiar doriți, mergeți să vedeți alte școli din altă parte, să vedeți că nu sunt atât de bine pregătite. Am făcut acest lucru în detrimentul unor alte lucrări din Vulcan, pentru care am primit reproșuri. De ce nu puteam să facem aleea între două blocuri? De ce trebuia să facem noi școala? Pentru că și ei au învățat în școala aia și au învățat destul de bine. Nu, replica a fost pe moment și le-am spus nu. Vrem să facem, să pregătim o generație bună? Vrem să avem oameni pregătiți pentru viitor? Da, atunci hai să începem cu școala. Hai să-i pregătim de mici, hai să facem tot ce trebuie pentru școală, să nu fie motivații mai târziu că n-am avut aparatura necesară, tehnica necesară și noi nu suntem pregătiți pentru viitor. Din acest punct de vedere, nu are nimeni ce să spună, să nu povestească mai departe că nu a avut unde învăța. În al doilea rând, nu putem să lăsăm să spunem că n-am avut profesori bine pregătiți. De aici, din școala 5, au ieșit foarte mulți profesori, ingineri, doctori. Și v-am dat exemplu, în fiecare an am spus, și fiul meu tot aici a învățat. Și să știți că a fost apreciată școala și e apreciată în continuare. Deci ceea ce înseamnă să aveți încredere în profesorii care sunt aici la școala 5. Noi urmărim permanent, să știți, prin echipa din Consiliul Local, care se ocupă de învățământ. Urmărim toate școlile, ce se petrece la fiecare școală, profesori, elevi, și să știți că stăm permanent cu obiectivul pe fiecare școală în parte. În acest sens, nu ezitați când sunt probleme în cadrul unei clase, cu elevii, cu profesorii, cu părinții, să veniți să ne sesizați. Nu trebuie lăsați să mognească atât în elevi cât și în părinți și în profesori, că ni jenă să venim să spunem, ba, să nu-i facem rău. Nu! Îi facem mai mare rău lăsându-l să stea așa și poate îi facem chiar un rău care nu putem să-l îndreptăm. Prin a lăsa mai departe să se producă anumite fenomene. Haideți cu toții să ne îndreptăm ochii, urechile și capacitatea noastră de pedagogi, de învățători, de administratori spre această tânără generație. Cum o să-i pregătim, cum o să-i educăm, așa o să-i avem. Facem ca elevii să îndrăgească școala, să iubească școala, să evităm abandonul școlar. Este o temă importantă acum. Acum, în această perioadă, când cu toții și probabil cei de clasa a 7-a și a 8-a, poate nu știu și mă adresez lor, nu știu ce se întâmplă anul acesta. Ce eveniment mare există în acest an? Nu știu, pentru că o lipsit la ora de istorie. Din păcate, și fac și gălăgea, poate acum se consultă între ei oare ce s-a întâmplat. Păi să-i informez eu dacă chiar nu știu. Să le spun că în acest an se împlinesc 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Și aici, în Vulcan, au fost primele victime, primele lupte date pentru eliberarea pământului din pasul Vulcan și trecerea în municipiul Vulcan. Nu vă supărați, dar să știți că această răsplată pentru cei care și-au dat sângele pentru noi, măcar s-o faceți voi prin a învăța. Iată că în 2018 s-a realizat Unitatea Națională. Și haideți acești 2 ani de zile în care trebuie să demonstrăm și să arătăm că nu au pierdut sângele și nu și-au dat viața pe degeaba pentru noi,
pentru că ne-au creat condiții deosebite, aveți tot ceea ce vă trebuie, doar numai dorința de a învăța. V-am spus acest lucru să rețineți că este moral pentru noi toți și cei care nu-și recunosc istoria și nu-și respectă înaintașii vor deveni o societate pierdută. Așa că chiar vă rog din suflet să înțelegeți acest lucru. Încerc să închei prin a vă transmite, în primul rând, părinților. Să aveți grijă în mod deosebit să-i primiți mai ales pe cei mici când ies de la ore, să veniți aici, am modificat timpul de stat pe verde pentru trecerea copiilor de la 15 secunde la 35 de secunde, ca să puteți trece mult mai ușor la peste o parte și de alta a drumului. Vă rog să asistați la trecerea copiilor, că nu se știe niciodată. Nu aveți încredere în șoferi, cei care vin. Probabil n-au o frână, li se sparge furtunul chiar când trebuie să pună frâna și lovește copilul chiar dacă e pe trecere de pietoni. Și ce dacă suntem pe trecere de pietoni? Se poate întâmpla să îi se spargă furtunul de la frână și îl omoară. Oameni buni, înțelegeți? Sunt atâtea evenimente, ați văzut câte lucruri, câți copii au fost pulberați de pe trecere de pietoni. Sunt foarte mulți șoferi care nu au în cap altceva decât alcoolul. Noi trebuie să ne păzim noi, părinții, profesorii, să avem o mare grijă la trecerile peste drum. Profesorilor, să aveți răbdare mai multă cu elevii, să dați tot ceea ce e posibil din dumneavoastră să învățați, să nu aibă mai târziu remușcările că nu a reușit să învețe tot ceea ce li se cere la liceu sau la facultăți. Iar elevilor vă doresc multă sănătate și capacitatea de a învăța cât mai mare. Vă doresc succes și acum, pentru că vom deschide anul școlar, primul clopoțel îl fac eu acum pentru toată lumea. Succes! Aș dori să mă adresez prima dată dragilor mei colegi. Vă mulțumesc pentru devotamentul, perseveritatea, abnegația cu care vă dedicați acestei școli și educației copiilor din această școală. Ați avut rezultate extraordinare și sper că anul acesta ele vor fi chiar mai bune decât anul trecut. Stimați părinți, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în noi, dascălii de la școală, și ați adus copiii în această școală minunată. Noi, dumneavoastră și noi, profesorii, trebuie să fim parteneri în educația copiilor dumneavoastră. Numai împreună reușim ca ei, la rândul lor, să aibă un viitor frumos. Dragi elevi, începând de la cei mici, pe care îi văd aici adorabili și care joaca pentru ei începe acum la școală, vă urez bine ați venit la doamna, domnișoara, pe care sunt convinsă că nu o veți uita toată viața. Dragi elevi de clasă pregătitoare, începe un nou început. Fiecare nou început este interesant, este o altă joacă, să știți. Cei mai mari, care deja acum s-au despărțit de doamna, mă refer la cei de-a cincea, trebuie să știe că doamna este tot în școală, dar acum au o doamnă dirigintă, care va fi altfel, dar sunt convinsă că veți avea plăcerea să o descoperiți. Cei mari, țin să vă spun și poate voi înțelegeți mai bine decât cei mici, această școală acum câteva zile era foarte tristă. Și știți de ce? Fiindcă lipsea această vibrație de voioșie, bucurie,
glasurile voastre care răsună acum vesele, râsetele de copii, fiindcă școala nu înseamnă doar niște ziduri și niște dotări. Școala înseamnă suflete. De aceea, cu toții trebuie să înțelegeți, și colegii mei o știu mai bine decât oricine, un dascăl este cel care vă modelează viitorul. Sunt convinsă că și în mintea oricărui părinte a rămas cel puțin un nume pe care nu l-a uitat niciodată și îi spune mereu doamnei sau domnului profesor cu dragoste. Noi modelăm suflete, avem cea mai nobilă meserie din această lume și cea mai grea misiune în același timp. Vă urez mult succes, niciodată să nu fugiți de provocări, înfruntați-le. Cei de a opta sunteți pe ultima sută de metri. Înseamnă că efortul vostru anul acesta trebuie să fie canalizat spre a obține rezultate cât mai bune. Colegii mei vă vor îndruma pas cu pas, astfel încât voi să aveți un viitor luminos. Mult succes și da, a început noul an școlar 2016-2017. O rog pe prietena mea și colega mea, Aurora Istrate, să preia de aici festivitatea de deschidere a cursurilor anului școlar 2016-2017. Ce-ar fi pentru copii? Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o putem, ce-i bun să le arătăm. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulți soare și mii de jucării pentru copii. Dragi colegi, stimați părinți și nu în ultimul rând, dragii noștri elevi, permiteți-mi în primul rând să vă prezint invitații din ziua aceasta specială în viața școlii noastre din partea administrației publice locale, domnul primar Gheorghe Ile, domnul viceprimar Cristian Merișanu, din partea Consiliului Local, domnul consilier Pompiliu Barbu. Mă rog pe domnul primar să ne adreseze ca întotdeauna cuvintele de început de an școlar. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi, sper că nu ați venit mulți cu părinții. Cred că de data asta, începând din flancul stâng și până în cel din dreapta, tânăra generație care a dorit să vină la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan, îi felicităm și le urăm succes!
primele castane o să le iei la balul bobocilor, da? Sunt convins. Păi de-aia m-am îndreptat înspre ei. Întotdeauna când apar bobocii, avem tendința să-i mai urechem câte un pic, dar s-o lăsat deja de peteacna asta, ci nu mai îi tragem de urechi, ci le spunem la ureche câte ceva. Le spunem că au venit într-un liceu bun. Un liceu care a dat comunității noastre personalități, profesori, doctori, ingineri, avocați, oameni bine pregătiți și desigur nu puteau să facă facultățile dacă nu erau pregătiți de aici, din liceu, așa cum trebuie. Așa că le dăm și lor speranța pentru viitor că vor putea accede la orice școală pe care ar dori-o ei să o facă. Dar aș vrea să-i atenționez și să le spun și să ceară sprijinul profesorilor și cei care îi șlefuiesc pe parcursul anilor, cam care ar fi meseria pe care ar putea o face, pentru că profesorul urmărește permanent evoluția elevului și poate să-i spună cam ăsta este profilul pe care ai putea să-l faci. Acest lucru le sugerez pentru că și să țină cont de el, că o să le prindă bine. Sunt mulți dintre elevii terminali care au intrat la facultate și după un an de zile, nu-mi place, mă duc la alta. Ăla e un an pierdut din viață. Și orice an pierdut îi atrage după sine ca profesionist sau ca meseriaș, rămâne în urma celuilalt. Pentru dumneavoastră, cei din clasa 12-a, pentru că aveți un an destul de greu, un an important pentru dumneavoastră, în care vă luați ultimele bagaje de cunoștințe și vă alegeți, și cred că mulți dintre dumneavoastră deja v-ați ales calea pe care să mergeți. Și vă spun de acum să vă alegeți din timp, să nu mergeți pe un drum și nu știți care cale să o alegeți. Dacă într-o intersecție de drumuri și nu v-ați ales din timp pe care drum să mergeți, veți alege drumul cel mai prost. Să știți. Dacă te-ai oprit la o intersecție și spun oare pe care drum mă duc, pe stânga sau pe dreapta? Nu. Trebuie să știi din timp, eu voi merge pe calea asta. Și atunci va rezulta dumneavoastră încercați să faceți. Adică să vă obțineți ceea ce doriți. Aș vrea să vă urez tuturor celor de-a 12, în primul rând, să aveți răbdare, să aveți puterea să acaparați cât mai mult pentru bacaloriatul care vă va veni în față, să vă gândiți de acum la el, nu în ultima săptămână sau în ultima lună, că este o zicală, nu se îngrașă porcul în ajun. Așa că încercați să vă puneți de acord de acum cu ceea ce simțiți că nu ați reușit să cunoașteți, să învățați,
puneți-vă la punct că e mai bine pentru dumneavoastră. Domnilor profesori, vă doresc să aveți mai multă răbdare. Vă sugerez să vă aplicați mai mult spre cei care n-au reușit să acapareze tot, să-i îndrumați, pentru că munca dumneavoastră este răsplătită prin ceea ce ați pregătit. Cu cât mai mulți elevi vor intra la facultăți, cu atât dumneavoastră puteți să fiți mulțumiți de munca dumneavoastră. Altă măsură nu cunoaștem deocamdată decât să fiți mândri că de sub mâna dumneavoastră au ieșit cadre bine pregătite și se pot întoarce înapoi aici la noi, în comunitatea noastră. Tinerilor, generații să nu se sperie de liceu, ci să vină cu voie bună, să vină la școală, să învețe și să lase absențele și să mai lăsați puțin țigările pe aici în spate, că nu sunt bune. Vă spun, nu sunt bune țigările. Vă stricați plămânii și muriți mai repede. Și n-aș vrea să muriți mai repede decât suntem noi. Vă rog, lăsați țigările la o parte. Ascultați-mă. Nu sunt bune. Văd că tot mai mulți tineri sunt cu țigara în gură. Și mult mai multe fete. Nu stă bine. Nu vreau să vă mai spun ceva. Mă abțin. Dar vă rog, nu fumați. Nu fugiți că mă vedeți pe mine sau vedeți profesorul. Nu asta e important. Pentru voi nu e bună țigara. Ascultați-mă. Mai bine altceva, dar țigara nu este bună. Parcă este pentru mine țigara, când o văd la cineva, parcă este un cui bătut, știți unde, la sicriu acolo. Ascultați-mă. Vă doresc succes și să deschid anul școlar, să sune primul clopoțel. Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim! Dragi colegi, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru devotamentul, munca asiduă pe care ați depus-o, astfel încât să avem rezultate bune la bacalaureat. Procentajul a crescut considerabil, iar în al doilea rând avem o mare majoritate de elevi admiși în învățământul superior, acolo unde și-au dorit ei. Gama este atât de largă încât avem admiși la artă dramatică, avem 3 studenți la teatru la Cluj, unul dintre ei la regie, și asta se datorează profesorilor care s-au ocupat în mod deosebit de ei, la medicină, drept, politehnică, deci orice domeniu pe care îl numiți, să știți că sunt și elevi de-ai noștri. De aceea vă mulțumesc încă o dată și sper că rezultatele noastre, anul care se va încheia, ni le va arăta și mai bune decât au fost anul trecut. Stimați părinți, chiar dacă sunteți puțin aici, țin să vă salut și să vă mulțumesc că ați avut încredere în corpul profesoral de aici, să știți că nu vor pregeta niciun efort să-l facă ca elevii să fie foarte bine pregătiți pentru orice fel de examene pe care le-ar avea de susținut în timpul anului care urmează. Dragi boboci, sper că nu sunteți speriați de noua clădire, de profesorii noi. Veți descoperi că sunteți într-o altă călătorie, o călătorie interesantă, cu provocări, dar și cu foarte multe bucurii. Ceilalți elevi de aici,
Nu am decât să vă spun că acum este momentul din nou să vă faceți prioritățile foarte clare. Pentru a reuși în viață și a avea succes, trebuie să faci primul pas, să stabilești ținta, după aceea foarte multă muncă și, bineînțeles, foarte multă perseverență. Dragii mei elevi de clasa 12-a, nimic în viață nu se obține ușor, ci doar prin foarte multă muncă și efort. Sunt convinsă că veți depăși examenele cu succes și veți urma calea pe care vă hotărâți voi să o urmați. Fiți fericiți, niciun obstacol nu este destul de mare atunci când vrei. Acceptați provocările și continuați chiar dacă odată ai un eșec. Orice eșec înseamnă o lecție de viață și să știți că diferența între școală și viață este că la școală noi vă învățăm și după aceea vă dăm un test. Viața vă dă un test din care trebuie să învățați. Mult succes! E oficial, domnul primar a sunat cu clopoțelul, a început noul an școlar 2016-2017. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții și să îndeplinim ceea ce ne-am propus. De când s-a terminat anul școlar, școala a rămas rece, adică goală, și nu s-a auzit nimic, niciun zâmbet, nici o gălăgie, niciun strigăt pe holurile liceului, dar în toate școlile. În această perioadă, administrația s-a ocupat să rectifice ceea ce a fost stricat, să facă curățenie, să primească astăzi un nou an școlar, să primească copiii cu o școală curată, o școală igienizată, o școală cu profesori bine pregătiți, sănătoși și, desigur, cu elevi sănătoși care să vină la școală. Astăzi am făcut deschiderea la toate școlile de pe raza municipiului Vulcan, împreună cu colegii mei din primărie, și am constatat că sunt peste tot școlile sunt curate și putem să deschidem anul școlar. Astăzi am dat drumul la clopoțel pentru toate școlile, ca toți elevii să înceapă școala 2016-2017. Urez tuturor profesorilor, în primul rând, să aibă răbdare, sănătate, deci să aibă răbdare cu elevii, să aibă sănătate, minte și putere de muncă și capacitatea să dăruiască din tot ceea ce știu elevilor. În al doilea rând, părinților. Le doresc să aibă sănătate, putere de muncă, să-și poată întreține copiii la școală și, totodată, să urmărească îndeaproape evoluția copiilor lor la școală, pentru că nu putem să stăm un an întreg să așteptăm să vedem ce rezultate are copilul la sfârșit de an, ci trebuie să vedem pe parcursul trimestrelor ce rezultate are și să intervenim unde este cazul. Și elevilor doresc să aibă răbdare, să aibă dragoste și să iubească școala, să vină cu drag la școală, chiar dacă odată ia o notă mai slabă și nu-i mulțumit, să nu se lase cuprins de acele nereușite, dar doresc să vină să lupte permanent. Toată viața este o luptă, atât la când învață la școală, cât și după ce va termina școala, facultatea și, pe urmă, în câmpul muncii. Permanent trebuie să fie o luptă cu el însuși și, pe urmă, cu ceilalți de aproape. Suntem la singurul liceu din Vulcan care este dotat la standarde europene. Cât ați investit și unde veți mai investi în educația copiilor? În primul rând, trebuie să vă spun că a fost finalizat anul trecut, a fost finalizată investiția aici, este de 2,5 milioane de euro, investiția în Colegiul Tehnic Mihai Viteazu.
în care noi avem o încredere foarte mare, cu profesori buni, bine pregătiți, care au dat comunității noastre studenți și profesioniști bine pregătiți, profesori, ingineri, doctori, farmaciști și așa mai departe. Și considerăm că investiția n-a fost degeaba, ci și-a răsplătit investiția asta, și-a răsplătit-o prin munca, ceea ce au făcut-o profesorii și de exemplu, elevii care au intrat la facultăți și s-au întors înapoi ca slujbași ai acestei comunități. Asta este rolul nostru până la urma urmei într-o comunitate, să aranjăm și să creăm condițiile cele mai bune pentru elevi, pentru tânăra generație, să vină bine pregătiți pentru viitor. Pentru că numai așa vom avea o comunitate stabilă. Da, nu că am putea spune, este o certitudine. Am avut ocazia să vizitez mai multe licee din județ și țin să spun că este cel mai frumos liceu. Și astea toate le datorăm, în primul rând, administrației publice locale, respectiv domnului primar, și echipei din primărie, care au depus an de an proiecte și cu perseverență le-au dus la bun sfârșit. Avem o dotare care puteți o vedeți la fața locului. Nu cred că sunt multe licee din România care o au o astfel de dotare. Ce specializări oferiți elevilor și care este cel mai atractiv? Țin să spun că din 2010, de când am fost numită director la această instituție, în fiecare an am avut o altă autorizare și altă acreditare, fiindcă constatasem cu amărăciune că școala a pierdut foarte multe acreditări. Și de aceea, orientându-ne de ce, făcând un sondaj de ce pleacă elevii la alte licee, am constatat că și alte licee aveau alte specializări. Deci, avem începând cu Mate Info Intensiv Engleză, care și-a menținut standardul foarte ridicat, foarte căutate sunt clasele de filologie, clasa care avem deja a doua clasă, al doilea an în care începem cu această specializare, sunt științe, fiindcă am constatat că plecau la teoretic pentru științe. Anul acesta debutăm cu o nouă specializare, comerț. Foarte atractivă este și cea de electronică automatizări, unde întotdeauna am avut copii foarte buni și că drept dovadă au intrat la Politehnică, foarte mulți sunt la Politehnică la Cluj. De asemenea, suntem puținele licee din zonă care avem acea meserie proiectant CAD în domeniul mecanic și alternăm. Avem transporturi într-un an mecanic CAD, este proiectare pe calculator, avem și programele respective, profesori bine pregătiți. Deci încercăm să mergem cu ceea ce cer părinții și copiii. Din păcate, mereu avem greutăți la clasa de electric, ne gândim acum la o altă variantă, deși eu am prospectat foarte clar piața și am văzut că sunt foarte puțini electricieni. Deci nu înțeleg reticența părinților de a îi înscrie la acest profil. La școala profesională avem cele două meserii deja consacrate la noi, este pe mecanic auto și textile, fiindcă avem cel mai modern atelier școală, dotat exact ca într-o fabrică pentru textile, iar jos la auto, prin ultimul proiect câștigat de primărie, avem până și elevator. Deci, în afară de simulator, există și elevator, deci copilul poate să vadă exact ceea ce se întâmplă într-un atelier auto. Nu am o statistică, dar să știți că cei care chiar au dorit să lucreze, a subliniat că nu numai și-au continuat studiile înspre politehnici în meseria care se reflectă domeniul de unde au pornit, și anul acesta sunt foarte mulți absolvenți intrați la politehnică,
De asemenea, din câte știu eu, pe piața muncii s-au angajat nu la întreprinderi în vale, fiindcă nu au avut cum, dar au reușit să se angajeze, fiindcă cunoșteau meserie. Nu mai vorbim de meseriile liberale, fiindcă aici, acum am menționat, de la teatru până la medicină, avem absolvenți în toate domeniile. Sperăm că și în viitor, electroniștii, dacă vom identifica un investitor serios, să fie cei care vor fi primii să fie angajați. Mai ales că le oferim șansa anul acesta, avem un proiect în colaborare cu Colegiul Transilvania Deva și un colegiu din Timișoara pe această meserie și vor face stagii de practică Polonia, Germania, Portugalia, deci vor avea ocazia să facă practica în întreprinderi unde vor vedea exact procesul tehnologic și vor înțelege de fapt de ce e importantă meseria lor. Da, eu cred că vedeți și în birou de la trupa de teatru pe care cu ajutorul primăriei am reușit să o promovez foarte mult, să participe la foarte multe festivaluri. Drept dovadă vă spuneam că suntem, cred că, o ciudățenie de la un colegiu tehnic admis la teatru și la conservator, cum probabil și eu sunt o ciudățenie, fiindcă sunt unicat în țară, n-am mai auzit profesor de engleză să fie director la un colegiu tehnic, dar am fost apreciată și de către secretarii de stat din minister pentru faptul că am știut să am o viziune. De aceea eu știu foarte clar că aceste activități extracurriculare sunt extrem de importante, fiindcă noi lucrăm nu numai pe mintea copilului, ci sufletului și i-am stimulat să se dezvolte armonios în orice doresc ei. Noi consultăm prin Consiliul Consultativ al Elevilor cam ce ar dori ei să facă. Și anul acesta, o spun acum în premieră, s-a terminat cu invitați cântăreți din altă parte. Am foarte multe talente la nivel local, deci ne vor încânta cu programul lor artistic și vor demonstra colegilor lor că nu este nevoie să faci risipă de bani din momentul în care ai izvorul de talent la tine acasă și păcat să nu-l stimulezi. Și dacă vă uitați și pe perete acolo, am tablouri care sunt realizate de către o elevă de-a noastră, Timea, și care este acum în clasa 12-a și lucrează extraordinar de frumos, chiar dacă nu este la un liceu de artă.